Bine, am găsit, doamnelor și domnilor, iată-ne astăzi alături de dumneavoastră, vreme, timp de oră, vreme în care ne propunem să uh, dezbatem împreună uh, teme legate de legislația europeană, de aplicabilitatea și de latura practică proiectelor europene. Pentru acest lucru am invitat la microfonul emisiunii noastre și în casele dumneavoastră cu multă căldură un cadru didactic de la Colegiul Național Gheorghe Chițu, dar și președinte al unei, al unei organizații non-guvernamentale, ce sigur are mult succes în această zonă. Spunem așadar, bine a venit doamnei profesor Camelia Mitrache. Bună ziua dumneavoastră și respectatorilor dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat ocazia să particip la emisiunea dumneavoastră. Uh, păi, sigur că și pentru noi este o bucurie, pentru că nu întâlnim în fiecare zi persoane care să cunoască misterele și secretele acestor domenii. De exemplu, cum sunt proiectele europene, care sunt tematică vastă, cu legislație vastă și e de citit, de, de cercetate, de văzut până la cel mai mic amănunt, am înțeles. Și vreau să vă întreb cu ce să începem ideea aceasta a împărtășirii, că dumneavoastră ați trecut prin niște experiențe, ați beneficiat, nu, de niște, da, de niște etape de Europa, da, da. și de niște finanțe și atunci poate ne împărtăși și noi și poate sunt respectatorul direct interesați de, de efectuarea unor lucruri concrete da, voi vorbi din punctul de vedere al reprezentant reprezentanta comisiei de proiecte europene din Gheorghe Chițu și aș vrea să spun că noi derulăm proiecte prin programul Erasmus Plus prin agenția pentru programe comunitare în domeniul educației și formării profesionale, finanțate de Uniunea Europeană și chiar am avut anul acesta un proiect 2014-2015 pentru elevii noștri, competențe pentru un turist de calitate europeană s-a numit proiectul. Pentru elevii noștri, pentru clasa 11-a, având ca și grup țintă 45 de elevi ai colegiului nostru, care au fost plecați să facă practică în țările Uniunii Europene, în meseria lor. Care a fost țara? Prima țară pe care i-au abordat-o da. și cu ce impresie au venit copiii? Țările partenere au fost Italia, apoi a fost Germania și Spania și copiii au făcut practică în, în funcție de pregătirea lor profesională și anume în Italia a fost Flux 1, organizator banketing. Copiii au făcut practică chiar pe specializarea lor timp de 90 de ore conform practicilor, SPP-urilor de practică, în domeniul turism și alimentație. Asociația care ne-a primit acolo, organizația parteneră, a fost AF, Academia Europea Firenze, organizația intermediară, iar punctul de lucru a fost Grand Hotel Mediteraneu. Și pot să spun că a fost o oportunitate nemaipomenită pentru elevii noștri și au putut dezvolta competențele în meseria lor, au putut să învețe cu adevărat ce înseamnă o practică la standarde europene, că de fapt acesta a fost și scopul proiectului nostru, da, să dezvoltăm competențele copiilor pentru a facilita inserția lor mai ușor pe piața muncii. Copiii aceștia au nevoie de a participa la programe europene ca să-și lărgească orizonturile. Apoi au făcut practică la Berlin. În câteva hoteluri, Rehingol Hotel și Smart Hotel, în, în meseria de bucătar. Uite că avem și așa ceva la Gheorghe Chițu și suntem foarte mândri. Copiii sunt foarte bine pregătiți, tot 90 de ore, conform nivelului 3 de calificare. Și în Spania, în domeniul turismului, organizația parteneră și intermediară, de fapt, a fost MEP Granada, Europrojects, pe care noi o avem parteneră din mai multe proiecte. Au fost desfășurate în anii anterior la Gheorghe Chițu și avem parteneri și pe viitor. Și în acest domeniu, în domeniul turismului, ei au făcut practică chiar într-o agenție de turism și au învățat să, să lucreze, să achiziționeze pachete turistice, să achiziționeze bilete de avion și alte lucruri nemaipomenite, care, sperăm noi, le, îi vor ajuta pe viitor să-și dezvolte orizontul profesional. Vorba de același grup de copii? Da, sau? este vorba de 45, același grup de copii. Ei au fost selectați, au trecut prin. tot liceul? Da. Din tot colegiul? Din tot, tot fapt colegiul sunteți? național. Noi suntem, cred că, peste 1000 de elevi și 100 și ceva de cadri didactice, acum nu-mi amintesc cu precizie. Dar uh, au trecut printr-o procedură de selecție foarte bine pusă la punct și toți copiii aceștia au susținut o probă practică în meseria lor fie organizator bancheting, fie tehnician în gastronomie, fie uh, tehnician în turism și apoi au susținut un interviu în limba engleză, să nu foarte mult s-a pus accentul pe, pe faptul că ei trebuie să aibă cel puțin un nivel de engleză A2, conform cadrului comun european de referință pentru limbi străine, ca să poată participa la un astfel de stagiu de formare. Iar apoi au susținut un interviu, un interviu cum să-i spun, centrat pe, 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 pe nevoia lor de a se dezvolta profesional și personal într-un într astfel de stagiu de practică. Ajută? Ajută astfel de stagii? Ajută foarte mult pentru că elevii noștri au posibilitatea să-și exerseze ceea ce ei învață, au, exerse, au posibilitatea să aplice în cadrul acestor stagii de practică ceea ce învață făcând practica profesională la Gheorghe Chițu și apoi au posibilitatea să intre în contact cu alte țări, cu alte culturi, cu alte, alte uh, cum să spun, uh, alte practici profesionale până la urmă și să creeze acest echilibru între ce înveți și cum aplici pentru a se insera mai ușor pe piața muncii. O fac parte dintr-o singură clasă sau sunt selectați din nu, uh, toate clasele mari? Elevii au fost selectați din clasele a 11-a, din domeniul turism și alimentație, deci domeniul lor de bază a fost... Presupunându-se că da, a 12 e cu bacul și... Da, e... da, clasele a 11 este grupul țintă, ei un nivel 3 de calificare, deci nu sunt nici începători, nici total avansați, ca să spun așa. Ce pot să spun? A fost o oportunitate nemaipomenită pentru ei. În primul rând, după ce au fost selectați, ei au beneficiat de o pregătire. Tot finanțată din cadrul proiectului. Pregătirea aceasta a constat în 23 de ore de limbă străină. Pentru Italia s-a făcut pregătirea la limba italiană cu un profesor de la noi din școală, doamna Valentina Gorgan. Uh, apoi au beneficiat uh, pentru Germania și pentru Spania de o pregătire uh, la Dagmar, Centru de Limbi Străine, și cu ocazia asta le mulțumesc, sunt niște profesioniști. Copiii au dobândit niște competențe de cel puțin A2, pot spune eu, acum, așa cum mândrie, într-un timp destul de scurt pentru a putea să se descurce în stagiile de practică în țările da. alese de către noi. De și um, spuneți, vă rog. Da, mă scuzați, am din, din ideea de a spune mai multe, poate mă grăbesc un pic. Au, apoi au beneficiat de o pregătire pedagogică de câte 12 ore pe fiecare flux și de o pregătire de 6 ore de pregătire interculturală și de o pregătire de șase ore de lingvistică, de limba engleză, ca să-și reactualizeze un pic cunoștințele, pentru că ei fuseseră deja selectați cu un nivel bun de limba engleză. După această pregătire, s-au simțit mai în mai formă să participe și mai încrezători în ei. Este foarte important să avem acest, acest tip de pregătire în cadrul proiectelor, pentru că le dă oarecare încredere înainte de a participa la la stagiile de formare. Da. Uh, dumneavoastră, ca și cadru didactic, ați participat cod la cot cu ei? I-ați îndrumat? Uh, I-ați ajutat? Da, eu am fost coordonatorul proiectului și i-am supravegheat, i-am monitorizat, i-am evaluat. <laughs> Pe tot parcursul proiectului le-am aplicat chestionare prin discuții, i-am monitorizat îndeaproape. Le-am efectuat pregătirea pedagogică pentru, pentru plecarea în străinătate și pot să spun că i-am sprijinit pe tot parcursul implementării proiectului, alături de colegii mei. Noi am, am fost o echipă de gestiune a proiectului. Au fost responsabil cu formarea profesională, domnul director Iftimov, responsabil responsabilă cu valorizarea și diseminarea informațiilor, doamna Madalina Carinescu, și domnul director adjunct Călăfetanu George a fost responsabil cu pregătirea limbistică. Apoi au fost pentru fiecare flux câte doi profesori însoțitori, deci 15 copii și doi profesori însoțitori. Pot să precizez, mă scuzați pentru cuvântul copii, poate nu am fost, 15 elevi, ei nu mai sunt copii, mai ales acum după ce au participat la stagiile de formare, uh -huh. sunt de-a dreptul adulții. Adevărul chiar au 18 da. ani și atunci... Da, au, au fost foarte încântați. Eu spun că pentru ei a fost o șansă nemaipomenită. În primul rând, pentru că și-au dezvoltat competențele în meseria lor, apoi pentru că și-au exersat o limbă nouă pe care ei nu au dobândit-o acum și au exersat-o acolo. A fost important. Iar la sfârșitul stagiului au primit niște certificări. Vreau să puntez acest lucru, este foarte important pentru ei în meseria lor, și la un, o posibilă angajare pe piața muncii este, este mai simplu pentru că au dobândit un certificat de competență lingvistică după ce au absolvit programul de pregătire, iar apoi acolo au dobândit un certificat de stagiu oferit de organizația de primire și de organizația intermediară și cel mai important documentul Europass Mobility, ce echivalează poate mai târziu chiar și în credite competențele lor profesionale și programul lor de lucru a fost ca să zicem certificat uh, prin aceste prin aceste Diplome de participare. E primul dumneavoastră proiect așa a reușit sau ați um, mai avut. E, nu este primul proiect reușit. Noi facem an de an la Gheorghe Chicu astfel de proiecte. Chiar și anul acesta am aplicat pentru un alt proiect Mobilități Transnaționale, tot uh, finanțată de Uniunea Europeană prin uh, programul Erasmus, plus Acțiunea Che1, uh, Mobilități VET, de Vocational Educational Training. Și pot să spun că an de an participăm la astfel de proiecte și implementăm astfel de proiecte. Vom avea un alt proiect de parteneriat strategic care se numește Access to School for Everyone și începe acum la 1 octombrie 2015 și se va termina probabil la 31 august 2017 și timp de 2 ani de zile. Vom participa împreună cu partenerii noștri europeni Franța, Italia, Polonia și Grecia la un schimb de experiență extraordinar. Iar acum grupul țintă vor fi elevi de 14-18 ani de s lărgit oarecum, să grupul, spun da. așa, grupul țintă și tema proiectului ar fi este de fapt um, Reducerea abandonului școlar și atragerea tinerilor printr-o printr serie de metode de educație non-formală, cum să-i aducem mai simplu la școală, prin organizarea o serie de, de evenimente pentru ei, de expoziții și chiar ne gândim să aducem în centru niște produse intelectuale, pentru că asta e metodologia noului nostru proiect. O să definim ce înseamnă asta, dar spuneți-mi, vă rog, ce este important pentru cineva care acum participă la. Elaborarea unui proiect, să știe din punct de vedere legislativ. Da, pentru o persoană care vrea să acceseze până la urmă fonduri europene, și fonduri europene sunt în măsură să spunem să vorbesc despre educația, poate despre programul Erasmus, plus mai mult decât despre alte programe, este important să urmărească cu atenție, în primul rând, site-ul Agenției Naționale anpcdfp.ro și programul Erasmus plus și să, să, să găsească, să-și găs, să găsească, să spunem așa, punctul de referință. Fi, punctul de referință dacă vreau să spunem, să aplice din punct de vedere școlar sau educația școlară, sau din punct de vedere al educației adulților sau să-și definească acțiunea pentru că nu găsesc cuvintele din cauza emoțiilor, <laughs> să-și definească acțiunea la care vrea să participe. Și ce aș putea să spun? Este dificil de spus. Trebuie să citească foarte mult. Să participe la niște cursuri de formare. Um, există astfel de cursuri de formare chiar prin, desfășurate prin Casa Corpului Didactic, Dolj, și sunt cursuri de formare chiar pentru programul Erasmus. Um, și să citească foarte mult. În primul rând, apelul național de proiecte, apoi ghidul candidatului. Sunt acolo niște documente de referință. După ce accesezi site-ul găsești cu ușurință mai multe informații și pentru fiecare linie de pe care vrei să o accesezi. Fie acțiunea Cheie 1, fie acțiunea Cheie 2. Asta ați accesat da. dumneavoastră, am înțeles. Asta am, am accesat noi. Și acțiunea Cheie 1 și acțiunea Cheie 2, adică fie proiecte de mobilitate pentru, pentru elevi, fie proiecte de mobilitate pentru tineri în cadrul asociației, fie proiecte uh, de parteneria strategică, acțiunea Cheie 2, care implică mai multe școli și schimburi de experiență cu țările partenere. Este un limbaj un pic impus. De lemn, ca să da, zicem așa. Și poate este greu de explicat. Eu țin minte da. prin 2001, cred, când era la în mare vogă Leonardo. Da. În 2001, Da. Era nevoie să Traducem pagini întregi dintr-o limbă română în limba română pentru că, de fapt, limbajul proiectelor era inaccesibil marelui Așa. public și atunci. Așa este. Însă, din 2001 pot să spun că lucrurile s-au mai schimbat, da? Și, în 2014, iată, avem documentele, toate documentele de referință sunt în limba română, inclusiv ghidul candidatului, apelul național. Poate cel de anul acesta este în limba engleză, urmează să fie tradus în limba română, însă cel din anii trecuți este tradus în limba română care. Să fim cinstiți acum este limba oficială a Uniunii Europene, deci și noi <laughs> avem privilegiu să avem uh, documente traduse în limba română și se poate, se poate studia cu atenție și se poate... Deci noastră ați beneficiat de ce sumă anul trecut? Noi am beneficiat de 119.000 de euro, uh, toți acești bani în au tot fost proiectul. da, pentru tot proiectul toți gândit tot, și realizat de dumneavoastră. Da, nu? împreună cu echipa. Coordonat. De, da, coordonate mine împreună cu colegii mei. Nu pot să spun. A, avem o echipă de oameni care lucrează în Gheorghe Chițu și probabil și în celelalte licee beneficiare, pentru că este aproape imposibil ca un om singur să să implementeze un un astfel de proiect de asemenea amvergură, ca să spun așa. Da, toți acești bani au fost Disinas pregătirii copiilor, elevilor, copiii o să mă certe, elevii o să mă certe, apoi grantul pentru elevii beneficiari și pentru profesori însoțitori, și activitățile de diseminare pe care noi le-am realizat după aceea. Că noi avem, dincolo de faptul că suntem pe Facebook, cine nu este pe Facebook, avem chiar și un site al proiectului care se numește exact Competențe pentru un turist de calitate. Avem uh, foarte multe materiale de diseminare și um, prin orice posibilitate încercăm să, să promovăm uh, ideea aceasta că e important, mai ales pentru învățământul vocațional, um, să promoveze ideea de, de, de proiecte pentru stagii de practică și pentru dezvoltarea competențelor. Tinerii aceștia pe care noastră ați inițiat în proiect, uh, Probabil că au venit cu niște decizii ale lor personale. Poate își fac unii hoteluri, poate restaurante, poate da. vor să-și facă linii întregi. Da. Ce gândesc Să știți, după? Să, să spunem așa, impactul a fost la nivel de, la nivel de dezvoltare personală, a fost foarte mare asupra lor. În primul rând, unii dintre ei au fost pentru prima dată plecați să spunem din țară. Și a intrat în contact cu o altă lume, cu o lume un pic mai, mai dură din punct de vedere profesional, că asta ne interesează și cu o limbă străină i-a schimbat, i-a schimbat foarte mult, s-au întors foarte entuziaști și puși pe treabă, ca să zic așa. Majoritatea au răspuns când au fost întrebați ce a însemnat pentru voi stagiul de formare, majoritatea au răspuns, acum chiar înțeleg de ce mi-am ales să fiu elev la Gheorghe Chițu." Deci chiar înțeleg de ce mă voi face ospătar și poate voi avea posibilitatea să lucrez, uite, la Grand Hotel Mediteraneo în Italia, la Firenze, la Florența. Iată de ce mă fac bucătar să pot să învăț din delicile gastronomice din Berlin și să, și să merg să lucrez acolo. Și iată de ce pot să fiu un agent de succes de turism în Spania, la Granada pentru că poate am uitat să spun că din cauza emoțiilor că um, elevii noștri au participat chiar în Granada, care este un oraș atât de frumos și bogat din punct de vedere cultural. E... Da, stațiune. Da, dar este este un oraș în Andaluzia, un, um, destul de aproape de Malaga, de Costa del Sol, sper să nu spun și <laughs> din cauza Malaga, emoțiilor. În Spania da, de Da, este apreciată. foarte frumoasă și Fiind foarte multe agenții de turism, pentru ei oferta a fost vastă. Au putut să învețe cu adevărat cum să oferim pachete clienților mai, mai satisfăcătoare cerințelor acestora. Da. Și au fost foarte încântați, foarte încântați. Unii dintre ei au primit oferte de la partenerii noștri să se întoarcă și să lucreze acolo. Bine, puțin mai greu fiindcă au fost minori cei care au primit oferte și atunci a fost un pic mai dificil, dar noi vrem să reluăm legătura cu partenerii și să oferim și alt tip de proiecte. Uite Cât poate timp un au stat acolo? Au stat trei săptămâni. Da, timp de trei săptămâni. E mai au mult decât o vacanță. Stagi. Da, mai mult decât o vacanță, numai că pentru ei nu a fost o vacanță. A, acesta a fost excepționalul stagiilor de practică. Nu a fost o vacanță. Ei au avut un program de lucru Bine structurat, de 6 ore pe zi, de 4 ore pe zi, de, de, depinde de, și de specializarea cea, lor. De exemplu, organizatorii bancheting, de fapt ospătarii, ca să le spunem așa. Au servit la masă. Au servit tale, efectiv da? la masă și până la urmă ei au, devenit, au dobândit cu cunoștințe cum se prepară, uite băuturile și cum se asociază poftim, la lista de meniuri. <laughs> nu aș fi eu pricepută, dar. Asta au făcut, au dobândit cunoștințe, cum să întocmească o notă de plată, cum să-și servească clienții. Asta au făcut și au fost. Uh, au, fost au făcut și maniere, până la urmă. Bineînțeles, vorba. da, comportament profesional și etic. Și a fost nemaipomenit pentru ei. Iar, după la sfârșitul zilei, aveau niște activități culturale uh, oferite, tot în cadrul proiectului, și au participat, bineînțeles, uh, în Florența, obiectivele au fost. Uh, nemăsurat de, de spectaculoase și au avut copii, au fost foarte încântați. Au avut ce să, ce, să, ce program cultural să urmeze. Tot acest program cultural a fost stabilit în prealabil cu a, partenerii -a oferit noștri, un buget așa sub formă de răsplată sau a, nu, copiii, tot în cadrul proiectului, tot în cadrul grantului, în cadrul din managementul proiectului le-am oferit acest program cultural împreună cu partenerii noștri chiar chiar de la începutul... De la... Ce includea chiar și suma asta de buzunar, ca să poată și da, să... Da, categoric copiii au, au, fost, au fost foarte încântați din toate punctele de vedere. Și acum ce o să faceți? E, selectați în principiu aceiași copii sau nu, alții? Nu, sub nicio formă nu mai selectăm aceiași copii, pentru că asta este și ideea acestor proiecte, să implici cât mai mulți copii și să încerci puțin să rotești un pic mai mult să beneficieze, elevi, să beneficieze. Mulți. dar nu, grupul nostru țintă sunt, pentru noul proiect, mobilitățile transnaționale de anul acesta, un alt proiect vet pe care îl avem cu Cipru, din nou, din nou, iată, cu Granada am păstrat partenerul excepțional, un partener excepțional și cu Germania, deci din nou avem o continuitate pentru noul proiect, să spun așa, și din nou grupul țintă vor fi elevii claselor a 11-a, tot nivel 3 de calificare, de data aceasta tehnician în comerț, am schimbat un pic, da, tehnician în activități economice și am păstrat tehnician în gastronomie ca să Vor și găti probabil la da, da, categoric, tehnician în gastronomie, până la urmă sunt bucătari. Avem niște eleve excepționali la Gheorghe Chițu. Eu am fost impresionată încă de la proba practică ce ce cum să spun, talent Da, și, ce talent au, și, da și poftă de a și face. Și poftă lucrurile. de viață. Îi atrage foarte mult Învățământul vocațional. Am observat asta și asta este ideea, să încurajăm foarte mult și învăț, învă, învățământul vocațional, mă scuzați, din cauza emoțiilor, pentru că, să zicem, el este puțin în umbră. Până la urmă, asta facem noi la licere de profil și noi, liceul nostru. Este, să zicem, cel mai mare furnizor de formare profesională. Să sunteți în concluzie da. așa a prima părți a emisiunii. O să luăm o scurtă pauză de publicitate. Sunteți cumva omul potrivit la locul potrivit, da? Nu știu Așa vă simțiți spun. după cum da, povestiți. E tot, da. Mie îmi place, eu trăiesc foarte mult. Povestea proiectelor, povestea dezvoltării profesionale și personale a elevilor mei. Și asta mă bucură foarte tare, că până la urmă e menirea mea de cadru didactic să îi văd împliniți. Da. Uh, Haideți să vedem un pic de publicitate, și apoi revenim cu profesor Camelia Mitrache de la Colegiul Național Economic, Gheorghe Chițu. Stylish Beauty găsești servicii personalizate de cea mai bună calitate, produse profesionale de ultimă generație într-o atmosferă destinsă. Personalul filipinez folosește tehnici unice în Craiova pentru ca toți clienții să fie mulțumiți. Pensat cu ața, manicură filipineză, îndreptare permanentă a părului, pe toate le puteți încerca la Manila Stylish Beauty. Ne găsiți în Craiova, calea București numărul 21, în spatele universității. Vino să vezi diferența! este tărâmul ancestral danubian. Păstrează tradițiile. Este lagănul culturii brâncușiene. Dă culoare magiei. Inspiră trăiri. Creează momente. Dezvăluie pasiuni. Este plină de viață. Este loc de poveste. Te seduce și te poartă în suflet. Este Craiova. De văzut, de trăit, de povestit. Dacă vă aflați în locuință și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma. Închideți sursele de foc. Nu părăsiți locuința, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Alături de dumneavoastră, la ora de legislație, și de profesor Camelia Mitrache de la Colegiul Național Economic Gheorghe Chit, împărtășim ideea de legislație europeană, cum putem aplica către fondurile europene și cum putem cum să ne dezvoltăm cu ajutorul acestor fonduri și cu acest sprijin foarte mare european. Se spune că noi nu avem o extraordinară capacitate așa de absorbție, deși înțeleg că școlile, cam aproape toate școlile bune din Craiova și din zona noastră, au beneficiat de aceste fonduri și de, de, toată, de tot sprijinul european. Așa este și uh, nu neapărat că aș vrea să aș vrea să punctez faptul că nu numai școlile au beneficiat, uite și organizațiile non-guvernamentale din județul Dolj, să spunem că au absorbit cu succes fondurile europene, mai ales în domeniul tot al programului Erasmus Plus și cu precădere tineret în acțiune, sunt foarte multe organizații non-guvernamentale care oferă și implică tineri între 16 și 25 de ani în programe ale Uniunii Europene, tot în scopul dezvoltării personale și implicării active a tinerilor. Dumneavoastră, uh, de câți ani faceți acest tip de job, că e paralel cu învățământul, nu? Da, este... Să spunem că din 2009 am creat împreună cu câteva colege, câteva de la... câteva colege de la Colegiul Economic Gheorghe Chițu, Um, o organizație non guvernamentală și am încercat, în paralel cu uite, cu programele pe care noi le oferim în domeniul formării profesionale sau în domeniul mobilității elevilor, să mai creăm și alte, alte oportunități pentru, pentru tineri, dar și pentru tinerii absolvenți. Aceasta a fost ideea. Tinerii care au absolvit uh, liceul economic, am putut apoi să implicăm în alt tip de programe în cadrul uh, proiectelor pe care le-am depus. Uh, asociația aceasta non-guvernamentală, că vă spuneam înainte că eu conduc și o asociație non-guvernamentală, Asociația Culturală Artec din Graiova, și anul acesta avem un proiect, de fapt urmează să implementăm un proiect în noiembrie, mai precis pe 27 noiembrie, 3 decembrie, care este un, un proiect în domeniul mobilității de tineret, acțiunea Cheie 1, și este tot finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+. Proiectul se numește Dance and Sing with Me for Social Inclusion. Um, ce bine că sunt profesoară de limba franceză, <laughs> să, nu mă, să nu fiu puțin taxată la limba engleză. Um, și proiectul a pornit de la ideea de a implica Tineri cu posibilități reduse, tineri cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani în activități de exprimare artistică, în, în activități care să le dezvolte partea aceasta creativă, ca să spunem așa. Uite, este o trecere din domeniul vet al formării profesionale către partea creativă. Ce fel de tineri o să Noi abordați? Eu, da, avem deja, avem niște tineri voluntari care, să spunem, se implică foarte mult în activitățile proiectului. Și absolvenți la liceu. Absolvenții ai Colegiului Național Economic Gheorghe Chițu care acum sunt studenți, sunt studenți Culmea la Culmea, să spunem așa. Nu este Culmea, dar la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, foarte mulți din elevii noștri merg către această facultate, de asta au și ales Gheorghe Chițu probabil pe viitor. Și acești tineri, uite, îi avem o implicație în acest proiect, tocmai în ideea de a le dezvolta latura artistică, așa cum spuneam, și de de a implica în comunitate, pentru că este nevoie de de, de mai multe persoane, de, de mai multe persoane care să le deschidă și orizontul acesta creativ, ca să spunem așa. Proiectul acesta implică tineri între 16 și 25 de ani, sunt studenți, elevi și este un proiect în parteneriat cu Malta, cu Bulgaria, cu alți tineri din Italia, Malta, Bulgaria și Polonia, pe care îi așteptăm, sunt 36 de tineri, să vină la Craiova, unde noi vom fi organizatorii. Partenerii, în general, îi alegeți dumneavoastră, îi găsiți pe internet sau vi propune Comunitatea Europeană atunci când elaborați proiectul? Nu, acum, ce să spun? Cea mai facilă cale ar fi să-i alegem pe internet probabil că majoritatea oamenilor, majoritatea persoanelor care activează în acest domeniu ar gândi și ar fi impulsionați către treaba aceasta, însă noi îi selectăm dintr-o dintr altă colaborare pe care am avut-o în trecut, îi selectăm pe acest criteriu ca să fim, să spunem, oarecum mai siguri. Nu poți să-ți alegi partenerii într-un într proiect mai ales implementat de un ONG, o organizație non-guvernamentală, chiar așa pe internet. Adică Bine, Trebuie se puțin testați, îi poți alege, există dar, da, sunt de acord, dar îi poți testa, totuși, dacă îi alegi, că îi poți testa și îi poți testa în cadrul proiectelor anterioare, cel mai bine. Așteptăm 24 de tineri, da, din țările acestea, câte 5 tineri din fiecare țară și câte un lider de grup și avem din România 12 tineri, iată, elevi ai colegiului și foști, foști absolvenți ai colegiului nostru. Deci fi... acum, în noiembrie, pe 27, da, da așteptați fi... aici cei 25. Îi așteptăm, da, îi la Craiova, cazăm, da, în... La... cadrul organizației. Noi, fiind organizația beneficiară, o să ne ocupăm de toate, de logistică, de implementarea activităților, de absolut tot, de training cu participanților. Aici ce buget aveți? Aici este un buget mai mic, să spunem. Proiectul are o finanțare de 12.000 de euro, deci nu este o finanțare extraordinară. Este un, un, un schimb de tineri, un youth exchange, Acum este mobilitatea tinerilor, după noul program 2014-2020, și îi vom implica într-o serie de activități, cum spuneam, tot pentru dezvoltarea personală și tot pentru implicarea lor activă. Vom avea ateliere de coregrafie și dans, da, va fi foarte frumos. Suntem în parteneriat cu, cu o școală de dans nou înființată, Cop, Cup School Dance, se numește. Și uh, suntem un parteneriat cu Casa de Cultură, avem niște parteneri locali, Casa de Cultură Trean de Metrescu din Craiova, ei au fost partenerii noștri în toate activitățile pe care le-am derulat prin uh, organizația noastră și le mulțumesc pe această cale. Suntem un parteneriat, din nou, Colegiul Național Economic Gheorghe Chițu, cu Colegiul Tehnic de Arte și Meserii Constantin Brâncu și cu Liceul Charles Logie. Deci avem, uh, uite, o serie de parteneri și uh, din, uh, din acest parteneriat cu siguranță vor rezulta câțiva tineri care să, și câteva activități comune cu, cu aceste instituții locale care să, să, participe, tineri care să participe la, la proiectul nostru. A, și vă spuneam că avem ateliere de dans, de coregrafie, de muzică, vom avea serii interculturale, va fi un schimb, un schimb de, de, de identitate culturală o, între noi ca și o țară și partenerii noștri europeni. Și apoi prima mobilitate la care ne Nu, proiectul, deci prima mobilitate va fi atunci când partenerii noștri depun un proiect. Noi, nu funcționează pe bază de schimb, să spunem, internațional. Noi suntem țara gazdă, organizatori, e ca și când ar fi un, cum să-i spun eu așa, pentru toată lumea un atelier pe care îl organizăm noi aici la Cairo. O săptămână. Da, timp de o săptămână. Um, și ce pot să spun că la sfârșitul acestor adică implicați pe toată lumea enunțată nu? da, da, da și nu, noi o să mai implicăm și alți, alte instituții locale în sensul că o să organizăm un eveniment artistic ne-am propus fiind grupul nostru țintă fiind tineri dezavantajați oarecum din punct de vedere social și avem chiar și tineri cu ușoare ușoare dizabilități pentru că asta a fost ideea proiectului accesul la educație pentru toată lumea și, la, și la, neapărat la educație, cât la participarea asta activă și implicarea pentru toată lumea. Și la frumos, la... Da. Până la urmă, tot la educație. Tot că... la educație și trecând printr-o serie de metode non-formale, îi putem atrage foarte mult pe, pe, tineri. Și ajuta în același Și putem timp. foarte mult ajuta în că cadrul și e nevoie proiecte. De... În... Da, și le putem dezvolta cum să spun, neapărat dezvolta, cât îmbunătăți încrederea în ei și, și până la urmă aceasta este ideea proiectelor, încrederea în forțele proprii. Și iată, la sfârșitul proiectului și ei vor primi un certificat Youth PES, se numește, care funcționează tot um, ca o recunoaștere a competențelor dobândite în, uh, în cadrul acestui proiect de schimb de tineri. O um. să mai avem câteva minute. Acum eu vă întreb uh, uh, așa, Punctual, prima zi ce veți face? Că bănuiesc că aveți o agendă foarte bine pusă da. la punct deja, pentru că e vorba de 25 de oameni din alte țări da, și mă da, gândesc da, că da, da, aici sunt, e vorba de România, cate, nu mai e vorba de Craiova, de dumneavoastră. Categoric, de... Categoric. Um, avem un program pe care l-am stabilit împreună cu partenerii noștri și l-am și comunicat înainte de începerea, începerea proiectului. Și în prima zi vom, va fi deschiderea proiectului, ca să o încep cu prima zi, vom avea o masă rotundă în care vom prezenta temele, obiectivele. Proiectului și o conferință de, de deschidere, să spunem așa. Apoi vom avea foarte multe ateliere de includere socială, și aici, să spunem, fiecare țară își va prezenta oarecum ce se întâmplă în țara respectivă din punctul de vedere al includerii sociale și care sunt măsurile, care e legislația în domeniu, care sunt, să spunem, pe termen lung. Ce ar putea acești tineri să schimbe la nivel de comunitate. Că aceasta este ideea. A doua zi vom avea ateliere de coregrafie și dans, și de dimineața și după amiaza. Apoi eu vor urma. Toate serie... la liceul dumneavoastră? Economic, uh, da? Activitățile noi o să le implementăm uh, la liceul nostru, da. Încă suntem un parteneriat și la Casa de Cultură Traian Trandametrescu. O să implementăm multe activități, inclusiv evenimentele artistice. Uh, ateliere de coregrafie, așa cum spuneam, din nou. Uh, Atelier pe includere socială și o piesă de teatru forum. Dacă cunoaștem termenul de teatru forum, tinerii pe măsură, ce își, pe un subiect dat, în cazul nostru, cetățenie europeană, își construiesc un dialog, așa și un, un teatru, un scenariu, da, impactul fiind promovarea a cetățeniei și a toleranței între tineri și lucrul în echipă. Vom avea niște vizite culturale, uite, la muzeu și vom avea chiar și un invitat special de la Filharmonică pentru, pentru a ne familiariza cu muzica, uite, cu muzica noastră tradițională. Că... Popular. seri inter, da, populară. Popular. Uh, interculturale în care tinerii vor face schimb de dansuri, uh, dansuri de cântece tradiționale, de costume, poate și de mâncăruri, deci vor găti <laughs> și vor găti, vor găti împreună. Da, seri cu specific tradițional. Uh, Asta tot la uh, noastră la uh, cantină, probabil. Tot, că... da, 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 vom organiza tot, uh, bineînțeles. Avem sprijinul uh, instituțiilor, cum vă spuneam, locale. Da. Apoi Apoi, evenimentul final, care va fi un eveniment artistic în, în Piața Mihai Viteazu, sperăm să ne lase vremea să participăm la acest eveniment artistic. Practic, noi învățăm o coregrafie de-a lungul proiectului și învățăm să lucrăm în echipă, că aceasta este ideea, și vom prezenta la sfârșit ce am învățat de-a lungul a șapte zile împreună, bineînțeles. Și mai avem un plan. Um, o vizită, nu, nu pot să-i spun chiar vizită. Mai avem un plan, un eveniment la Sfânta Mina, pentru că vrem să oferim și copilor de acolo șansa să, 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 să vadă și ei un spectacol făcut de alți tineri care poate au același tip de probleme, și uite că se poate da. să se implice și în. Și apoi. Altceva. Și apoi finalul. vor. Da, final, înmânarea certificatelor, IUTPS, România de înmânare, și bineînțeles, pe tot parcursul proiectului, tot evaluării, tot feedback-ul participanților vom avea da. evaluări inițiale, intermediare, să vedem cum s-a desfășurat, ce urmează, să ce măsuri, dacă ceva nu va fi, dar noi sperăm că totul este bine. Da. da. A, ah, destul de. adică mă gândesc că e foarte interesant și o să capteze între totul. Uh, cu siguranță, dar o să capteze într- totul, mai ales partea aceasta cu dansul și cântecul. Pentru ei este nemaipomenit să-și exprime. Pentru că noi, uite, chiar am selectat tineri cu abilități artistice, adică abilități de dans, abilități de uh, vocale, adică chiar ne-am străduit să. Să ținem cont și de latura aceasta artistică și vrem să continuăm tema proiectului prin a organiza de mai multe ori evenimentul pe care noi îl, da. îl, îl creăm aici. Da. Timpul nostru se cam duce, eu vă mulțumesc da. foarte mult. Și eu vă mulțumesc, și poate din cauza emoțiilor, fiind prima, prima mea participare, am vrut să spun foarte mult. Eu zic că a fost de... foarte bine da. și, oricum, eu, eu îl felicit pe domnul director Iftimov că v-a dat așa cumva impuls și mână liberă să faceți proiecte, că știu că am o prietenă bună la dumneavoastră care a fost în foarte multe țări și a participat la... a elaborat foarte multe proiecte de succes. O cheamă Olivia Uță, da? Da. Sunt da. foarte mândră că o da, cunosc și prietena mea. Da, da. 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 Și știu că aveți o echipă extraordinară. Da, avem o echipă extraordinară și uh, îi mulțumesc și Liviei uh... Că ea ne sprijină tot timpul, și dar vreau să spun că noi avem acolo la Gheorghe Chițu chiar o doamnă profesoară care a dat tonul tuturor proiectelor. Și doamna se numește Catimitrache și este următoarea, coordonatoarea următorului proiect pe care o să-l avem. Și cum să spun, cred că, într-un fel, suntem un cerc. Format, deschis, da? da, și deschis, și format împreună și cu doamna Cati Mitrache, și eu și Livia, și alte colegi de ale mele, da, și alte, alte colegi de ale mele, și pornind de la Catedra de Limbi Străine până la Catedra de Discipline Economice, pot spune că. Și copiii, și parțial, copii, copii da, buni, avem da? copii foarte buni, și copii preocupați cu adevărat de, de, de viitorul lor și își doresc să investească în viitorul lor. Și noi, profesorii, ne dorim să investim în viitorul lor și eu zic că este o realizare. Da. Mulțumesc foarte mult, doamna profesor da. Camelia Mitrache. Succes! Succes și eu. în toate! Bănuiesc că astea sunt etapele imediate, dar da. lung Pe aveți... lungă, avem foarte multe planuri da, da. și ne păstrăm partenerii și încercăm să dăm o continuitate. Proiectelor, proiectelor și temelor noastre pe care... Mulțumesc încă o dată și dumneavoastră vă mulțumesc și da. vă doresc mult succes tuturor și dumneavoastră și vă, vă doresc toate cele bune. La revedere! Da. Vă mulțumesc și eu. La revedere!